Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit la Trimmer Tycoon. Astăzi voi fi iarăși un frizer de bărbi. Ia uitați aici barba. Sine foarte mare pe ecran, Trimmer Tycoon. Am observat că mulți mă întrebați cum se numește jocul. Chiar dacă la începutul episodului scrie mare pe ecran numele. Ok. Este un joc în care ai propriul tău salon, îl decorezi, cred că poți să cumperi mai mulți frizeri, nici nu știu, adică nu m-am jucat foarte mult, dar am văzut acolo că poți angaja și alți oameni. Play, hai să ne jucăm. Vin oamenii frumos și tu trebuie să-i bărbierești. Dăm click, ce e ciudat e că poți să-i presupun că-i vopsești barba. Ăsta vrea să aibă barba așa puțin mai... Nu e aceeași culoare, dar nu contează. Ai o mașină de tuns și foarfeca, care e inutilă foarfeca și ta e ciudat rău de tot. Hai să-i facem și noi ăstuia bărbița cum dorește, nu? Hai să tăiem partea asta de sus și aici la fel... Mamă, dar nu prea se vede că e blond. Hai că e bine. Ia uite ce frumos l-am. Hai că e bine. Ok, ești în regulă, am primit 100 de dolari. Omul a fost fericit, adică n-avem ce să-i reproșăm. Reușesc să-l fac maro, așa... Ești bine și roșu, nu te teme. Și roșu arată bine, crede-mă pe cuvânt. Uite așa, așa și... Hai să-i dăm așa o formă puțin mai dreaptă. Hai că ești bine, 40 de dolari bănuți. Trebuie să facem cât de mulți bănuți. Ia uite-l pe ăsta ce vrea, ești nebun. Ok, tu vrei... oarecum așa? Te pot... Nu înțeleg de ce vrea barbă. Adică nu are aici barbă. Cum vrea să-i adaug eu barbă? Cineva vrea? E nebun. E nebun de binelea. Ok, sub guriță. Deci fii atent, tu vrei... Deci partea asta o tăiem. Zici că are cercel? Hai că e bine, ce vrei mai mult? Te fac eu cum cred că e cel mai frumos. Uite, așa. Ia uite, arăți chiar super. Și un pic mustăcioara o tăiem. Și de aici, și de aici. Și aici ascuțit așa cum îți place ție. E bine, i-a plăcut omului, 190 de dolari. Uolo, câta barba are ăsta. Ok, partea aceasta o tăiem. Stai un pic că vrea să fie... Un albastru de ăsta, așa. Am pierdut bani. Văd că la fiecare, nu știu câte secunde, pierd 200. Ok. Bun. Acum, ce ai vrea tu să fac eu cu bărbița ta? Vrei să o facem așa? Sau? Nu, că e prea lungă barba. Vrea până la bărbie. Nu, mai sus. Ia uite ce frumos. Hai că acum chiar ești bine, nu știu cum să zic, 100 și ceva de dolari. Din calculator putem să ne cumpărăm mobilă, după aia, ia stai puțin, move location, oh, ne putem muta în altă parte. A medium shop in the middle of the town, oh, aici e mijlocul orașului și vin mai mulți. Zice, decrease popularity by one, ok, ne scade popularitatea. Zice, hire workers to shave customers for you. Și în momentul în care intru aici, îmi zice, not enough room for more employees. Cred că trebuie să mă mut în altă parte. Wow, ce mustață e asta. Stai așa, care era? Facem așa un verde de ăsta închis. Care? Așa aia, hai că e bine. Bun, deci, partea asta o bărbierim până aici. Așa, așa. Ia uite ce frumos. Chiar a ieșit bine asta. Chiar îmi place și mie. E mai lungă așa pe o parte. Ia mă, tu ce vrei? Mamă, vrea roz, roz. Ăsta e rozul pe care pot să ți-l aduc. E bine. Nu-ți fă griji. Vrea până la bărbiță. Mamă, câta barbă are ăsta aici nebun. Ușor, băieți, ușor. Că trebuie să-i detectăm prima dată bărbița. Ok, și după aia în sus așa. Ia uite ce frumos. Așa, ești bine. 80 de dolari. Hai să ne cumpărăm și noi ceva. Nu vreau să angajez pe nimeni. Vreau să îmi cumpăr o canapea. Clienții mei. Omului, 3000. Ok, nu mai contează de clienții mei. Trebuie să ne cumpărăm ceva mai modest. Ne cumpărăm o ușă, că oamenii pe unde să intre? Bine tu, bă, băiatule.
Iar vrea ăsta cercei din barbă. Eu n-am mai văzut niciodată așa ceva. Unde ați mai văzut voi cercei din barbă? Ai, am greșit cercel. Hai că fii atent. Cerceluș, ăsta o să zboare, da? Asta plutește. E în regulă, nu-ți fă griji. Așa e acum la modă, frumos. Și ăsta e mai scurt așa pe o parte. Și bărbița o facem așa ascuțită, exact. Game over! De ce? Nu, am rămas fără bani. Nu, și-abia îmi cumpărasem ușa. E destul de greu jocul. Adică dacă nu te miști repede, dacă nu te miști repede, 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 pierzi. Ok, băieți, de data asta, dubla 2, ok? Dubla fucking 2. Ne vom mișca mult mai repede. În regulă? În regulă. Ești bine. Next, next, next. Îți face mulți bani, mulți. Ce să-ți mai fac? 32. Nu. Hai că avem pe plus. E bine, e bine, e bine. Ok. Asta e frizura de la început pe care o voiau. Bun. 64. Nu. Dă faliment. Nu, 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 nu. Cum le-a făceam marou? Hai că ne-a salvat. Suntem pe plus, suntem pe plus. Uite, așa. Bun, 400. O ducem super chiar, băieți. Nu știu cum să vă zic eu vouă. Deci chiar o ducem bine. Ia uite, încă 400. Păi avem clienți bogați. Stai așa pe roșu. Bun, 500. Deci o ducem super bine. Nu știu dacă observați ce se întâmplă aici. Perfect, 500. Ăsta vrea direct albastru. Vrea așa un pic accent pe cioc. Ăla e, 300. Ăsta vrea, nici nu știu ce naiba culoare aia, gri, ce naiba e. Oh my god. Lasă că te fac verde. Ascultă-mă pe mine. Îți prinde mult mai bine culoarea aia. Oh my god, nu i-a plăcut. Mamă, vine ăsta cu... Ce n-ai mai fac eu ăsta cu... Oh! A mers, trebuie să mă mișc repede. Oh, câți bani avem, nici nu m-am uitat. Ok, cum n-ai mai fac culoarea? Aia e întrebarea mea. Abar n-am cum fac culoarea. Ia uite ce frumos l-am făcut. Ce ziceți, băieți? Minus 100? Cum nu-ți place? Ok, 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 ok. Cred că e din cauza culorii. Asta e, asta e, asta e. Bun, bun. Super, 200. Bă, dar plătim 800 chirie. Asta e nebunie, nu știu cum să vă zic eu vă. Se și întoarce ciudat. Asta. Mașina de tuns. Hai să ne cumpărăm și noi ceva, băieți. Hire. Putem să ne angajăm un frizer, fiți atenți. Salariu. Toți au salariu 100. Ok, l-am angajat pe tipul ăsta. Unde ne-a urmă? Nu, l-am pus fix în spate, unde nu-mi place. Ah, god damn it. Și ăsta sunt eu sau care-i faza? Ah, bă, de fapt îl văd pe ăla în fundal, dar... Și o să ne aducă bani? Asta va fi jmecher. Dar trebuie să-l plătim. Bă, dar l-am pus pe ăla super prost, că eu nu-l văd. Bine, îl văd mereu în fundal, dar... cred că o să dăm faliment aici. Dacă nu ne mișcăm mai repede. Sper să-mi aducă profit, băiatul. 300. Ok, 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 vreți. Prea mulți, prea mulți pentru mine, băieți. Bă, ce frizerie de boss am, 1500. Oare poți să salvezi în jocul ăsta? Ok, i-am strict. 300, minus 300! Bă, l-am luat toți banii!
Gata, ești bine. Plus 500. Hai că-l facem pe ăsta, băieții, îi luăm banii. Îți dai seama să plătești 500 de dolari ca să te tundă cineva? Ești jaf la drumul mare. A, ne costă prea mult ca să menținem 1000 și ceva. Bun, 400. Oh my god. Iar vrea ăsta să-i atârne din urechi. Ia uite, ia târnă barba din ureche, ești nebun? Bun, 400. 1900 avem, ceea ce e super bine. Perfect. Ce putem să ne cumpărăm noi totuși? O, putem să ne mutăm undeva și mai mare, la 5000 de dolari. Buy furniture, ceva de 2000. Un geam costă 2000? Bă, stai jaf. La drumul mic. Ce geam e mă ăla de costă 2000? Îl tundem iar pe Steve din Minecraft. Am dat faliment. Deci ne-am jucat 14 minute. Și am bărbie de 55 de oameni. Am făcut 12.000 de dolari și am angajat o singură persoană. Și dacă dai play again, încep de la zero. Are multe review-uri negative jocul ăsta pentru că e pur și simplu greu. Este destul de greu. Vom încheia aici episodul, cu siguranță nu o să mai continuăm, pentru că v-ați văzut și voi cât de complicat este. Am zis să vă prezint așa jocul, poate vă place, poate nu, habar n-am, să-mi spuneți în comentarii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare, pa, pa!